Am văzut săptămâna trecută că Neemia, ca să restaureze ruinele, cam asta sună bine, cu ruine restaurate repede, 50-20 de zile și toate celelalte, îi uh, ușor, nu-i așa, să spui amin. Dar mai greu e să faci lucrul acesta. Dar nemia ia prima cărămidă pe care o rezidește și restaurarea începe cu, cu prima cărămidă. Prima cărămidă, în cazul lui nemia este interesul care îl arată față de ruine. Spune când m-am uitat și am văzut ce se întâmplă, am șezut jos, am plâns. Pe Neemia îl doare de ruine, pe Neemia îl doare ceea ce se întâmplă, plânge pentru ceea ce se întâmplă și pune prima cărămidă. Și astăzi o să vedem cum nemia se duce și ea a doua cărămidă pe care o rezidește, pe care o pune. Am o teamă însă. Am o teamă. Teama mea este următoarea. Când suntem aici, luăm aceste cărămizi în mână și zicem, da, așa este, Biblia este adevărată, dar păi știți ce mă tem? Că le luăm în mână o jumătate de oră, dar după aia le punem înapoi la loc. Înțelegeți? Asta mă tem. Că în loc să luăm o cărămidă pe care să o punem pentru ca să rezidim zidul, o scăpăm repede din mână. Pentru că vom vedea în dimineața aceasta că înainte ca Neemia să zidească zidul, știți ce face Neemia? Înainte să rezidească zidul, se închină înainte lui Dumnezeu. Și eu apreciez foarte mult asta la Neemia Nu se grăbește repede să meargă Ok, hai să vedem uh, Pui, care e primul lucru care avem de făcut? Uh, o viziune, obiective, un plan, uh, strategii, chestii, comitete, uh, grupuri, hai să, hai, repede, repede uh, să cumpărăm material. Eu dacă eram în locul lui Nemia și dacă aveam inima mișcată, următorul lucru care îl făceam, veneam la speranță și făceam o colectă specială ca să rezidim zidul. <gătă -i> și dacă nu dădeați bani, mai făceam o colectă. <gătă -i> și tot așa, până când zidul era rezidit. Nemia nu se grăbește, el nu este ca noi, noi ne grăbim de multe ori. Nu Nemia. Dar ce face Nemia? Se închină, dar cum se închină? Haideți să deschidem la Nemia capitolul 1 și aș vrea să vedem cum se închină Nemia înaintea lui Dumnezeu. Nu se închină degeaba. El nu se roagă degeaba. De aceea, titlul mesajului din dimineața aceasta este acesta. Nu te mai ruga? Spuneți voi cu voce tare se poate asta? Se poate de te rogi degeaba? Iisus a spus că se poate. Ce a spus Domnul Iisus? Voi când vă rugați, ce să faceți? Să nu bolborosiți. Ce înseamnă bolborosi? A te rugat degeaba. Aceleași vorbe ca și păgânii, care le se pare că, că spun o mulțime de cuvinte, vor fi ascultați. Voi să nu vă asemănați cu ei, zice Domnul Iisus. Nu te mai închina degeaba, nu te mai ruga degeaba. Haideți să ne ridicăm în picioare. Neemia, capitolul 1, Citim acum de la versetul 4. Când am auzit aceste lucruri, zice Nemia, am șezut jos, am plâns și m-am gelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerilor și am zis, Doamne Dumnezeule cerilor, Dumnezeu mare și înfricoșat, Tu care ți legământul Tău și ești plin de îndurare față de cei ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale. Să ia aminte urechea Ta și ochii să-ți fie deschiși, Ascultă rugăciunea pe care ce face robul tău, acum, zi și noapte, pentru robii tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele, păcatele copilor lui Israel, păcate făcute de noi împotriva ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit te-am supărat și n-am păzit poruncile tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului tău Moise. Aduți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului tău Moise ca să spună când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare, dar dacă vă veți întoarce la mine și dacă veți păzi poruncile mele, le veți împlini atunci chiar dacă veți fi izgoniți la marginea cea mai depărtată a cerului. De acolo vă voi aduna și vă voi aduce în locul pe care l-am ales ca să locuiască în numele meu acolo. Ce promisiune minunată în cuvântul lui Dumnezeu, nu-i așa? Ce promisiune frumoasă! N-ați auzit-o? Vă mă citesc odată. De acolo vă voi aduna și vă voi aduce iar și asta înseamnă restaurare. Ce promisiune frumoasă! Amin. În locul pe care l-am ales ca să locuiască în numele meu acolo, ei sunt robii tăi și poporul tău pe care l-ai răscumpărat prin puterea ta cea mare și prin mâna ta cea tare. Ah, Doamne, să-i aminte urechea ta la rugăciunea robului tău și la rugăciunea robilor tăi care vor să se teamă de numele tău. De astăzi, izbând de robul tău și fără să capete trecere înaintea omului acestuia, pe atunci eram paharnicul împăratului. Amin, Bă rog să ocupați locurile. Ce înseamnă să nu te mai roși degeaba? Ce înseamnă să nu te închini degeaba? Care este, care este diferența între o rugăciune? Degeaba și o rugăciune adevărată, o rugăciune autentică. Aș vrea să vedem câteva contraste în această dimineață. Primul dintre ele, și toate vin din rugăciunea lui Neemia, este intensitate versus obligație. Ce înseamnă lucrul acesta? O rugăciune făcută degeaba este o rugăciune spusă din obligație. Vă rog să observați că Neemia se roagă, dar nu se roagă din obligație. Nu se roagă pentru că i-a venit rândul pe program. Mi-aduc aminte când eram copil și mergeam la bunici la bisericile de la țară, acolo toată lumea se ruga pe rând. Vrei, nu vrei, oriunde era în biserică, era ora de rugăciune, îți venea rândul să te rogi tu. Eram copii, nu știam ce, ce, să ne rugăm, cum să ne rugăm, dar ne venea rândul și trebuia să ne rugăm. Acum sunt sigur că niciunul dintre voi nu va ați rugat niciodată din obligație. Probabil nu se întâmplă asta aici. Niciunul dintre voi n-a spus niciodată așa o rugăciune din aceasta forțată. Însă, în cazul lui Neemia, nimeni nu vine să spună și acum să... Nu vine Hanani, fratele lui, să-i spună, așa cum stăm să ne plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu Și haideți să venim în rugăciune înaintea Domnului și ne vom ruga toți în duhurile noastre În rugăciune cu voce vocetare ne va conduce fratele Neemia Nu se întâmplă lucrul acesta astăzi Neemia putea să înceapă, fu ce bine că pe program la rugăciune Eram o dată într-o biserică și era un frate supărat, era un se plimba pe acolo, pe holul bisericii și zice de ce sunteți supărat? Ce nu mă opus pus să mă rog. Nu vă puteți ruga acasă. Nu <gântări> zic că nu mă, acasă nu mă aude nimeni. Nici Domnul, că e degeaba te rogi așa. <gântări> Dar Neemia nu se roagă, înțelegeți, obligat hai Sper să mă pună și pe mine pe program în dimineața aceasta. Ci Neemia se roagă, este o rugăciune care vine din inimă, înțelegeți? El nu bolborosește aceleași cuvinte atunci când se roagă și nici măcar nu se grăbește în prezența lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune, să ia aminte urechea ta, Doamne, și ochii tăi să-ți fie deschiși și ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum. Și cum se roagă Nemia? Spuneți cu voce tare, spuneți cu voce tare toți. Zi și noapte, Neemia se roagă zi și noapte, incredibil acest om, incredibil această rugăciune. Ce înseamnă să te rogi zi și noapte? Înseamnă să te rogi cu intensitate? Înseamnă să trăiești o viață de rugăciune? Nu înseamnă doar o oră de rugăciune? Nu înseamnă cinci minute de rugăciune? Există acolo o inimă zdrobită pe care am văzut-o data trecută? Există lacrimi? Există părere de rău? Există o intensitate a inimii? Și Neemia este dispus să nu se grăbească, să vină înaintea lui Dumnezeu zi și noapte? Încă n-am reușit, sunt pastor, dar n-am reușit să descoperă încă secretul acesta al, al acestor oameni care să trăiască această viață de rugăciune zi și noapte. Asta nu înseamnă că tot ce a făcut a stat cu ochii închiși și s-a rugat, dar omul acesta trăia o, o viață de rugăciune, curgea rugăciunea prin venele acestui om, curgea rugăciune. Să vedem în capitolul 2 s-a dus înaintea Împăratului și uh, Împăratul uh, i-a spus pentru ce ai fața tristă, totuși nu ești bolnav, nu poate fi decât o întristare a inimii și știți ce face Neemia înainte să-și deschidă gura uh, și să stea de vorbă cu Împăratul. Nu știu care verset aici spune că din nou s-a rugat. Nimeni nu te-ai rugat înainte că rugăciunea din capitolul 1 durează vreo patru luni de zile. Omul acesta postește și se roagă, postește și se roagă. Nu se grăbește. Poate că de asta falimentăm în așa de multe proiecte pe care vrem să le facem. Că ne grăbim. Ne grăbim. Și ne deranjează când intră rugăciunea în prelungiri. Nu ne deranjează când intră meciul în prelungiri. Aseară mai citeam câte ceva și eram cu geamul deschis. Noi locuim la vreo 3 km de centrul orașului. Dar când odată Italia gol am auzit. Să zice așa un gol am zis, că au dat Italia Gola? Nu m-am putut abține, m-am dus și-o să mă uit să <laughs> ce s-a întâmplat. De fapt, Domnul să mă ierte. Dar zice, e păcat să eu, la meci? Nu. Mai ales, roviturile de la 11 metri au fost superbe. Dar știți ce e păcat? Păcat e că dacă m-ar fi sunat cineva și mi-ar fi spus aseară, la aceeași oră la care a dat Italia Gola, că cineva mi-ar fi sunat și mi-ar fi zis, uh, n-ai vrea să vii să ne rugăm? Și așa mi zis, dar nu vezi cât de ce <laughs> Chiar nu vezi că zice ceasul? La ora asta să ne rugăm? La ora asta ne deranjăm pentru așa ceva, dar Neemia nu pare a fi deranjat să stea în rugăciune, Neemia nu pare a fi deranjat să, să se roage, să fie un om al rugăciunii. Este un verset, uitați-vă la versetul acesta foarte interesant din Ezechiel 22 cu 30, unde Dumnezeu spune: Caut printre ei un om care să înalțe un zid. Ce bine îi se potrivește lui Neemia, versetul acesta nu e așa. Dar. Înainte să înalți un zid, spune Dumnezeu, și să stea în mijlocul ce? Spărturii. Neemia vede ruinele și vede zidul dărâmat, dar nu se grăbește să pună mâna pe mistrie, ci înainte ca să repare zidul, Neemia este omul care vrea să stea el însuși în spărtură. Neemia înțelege că Dumnezeu îl cheamă să stea în spărtură și cum poți să stai în spărtură? Spune să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară ca să nu nimicesc, zice Dumnezeu. Caut un om care să nu se roage degeaba, caut un om care să nu se grăbească în rugăciune, caut un om care să nu bolborosească, Caut un om, ce Dumnezeu, care să nu se roage doar când e nevoie. Caut un om dispus să stea în rugăciune și să simte acea intensitate a inimii. Caut un tânăr în dimineața aceasta, zice Dumnezeu. Caut o tânără care să stea în spărtura acestei generații, care să stea înaintea mea, Dragul meu, Dumnezeu te caută pe tine să fii un lider, să fii un om al lui Dumnezeu Dumnezeu caută un om al rugăciunii Istoria este pregătită pentru un nou neemia în dimineața aceasta Am cântat că vrem trezire Și vă întreb încă o dată, este adevărat ceea ce am cântat? Vrem trezire sau nu? Amin Vrem trezire Trezirea începe cu neemia Trezirea începe cu un om care stă în spărtură. Trezirea începe cu un om care nu se grăbește. Trezirea începe cu un om care intră cu rugăciunea în prelungiri. Și nu pleacă dinaintea lui Dumnezeu. Hai, Doamne, că ne grăbim. Hai, Doamne, că e jumate. Hai, 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 repede. Și ce repede ne plictisim înaintea lui Dumnezeu că te rogi, ai impresia că te-ai rugat oră și când deschizi ochii și te uiți la s fost numai două minute și nu mai știi ce să-i spui lui Dumnezeu. citește pe nemia să găsești secretul unei rugăciuni intense care nu-i degeaba. Nu doar intensitate versus obligația, pocăință versus ipocrizie. Rugăciunea degeaba, făcută degeaba este o rugăciune a ipocritului. O, oh, Cristi, yo, Doamne, dar ne jignești în dimineața asta. Dar da nu mai zic acum că suntem ipocriți, că și așa greu ne rugăm. Și pe ea care se roagă îi faci ipocriți. ce, sunt, au fost în Biblie oameni care s-au rugat și au fost ipocriți? Da, fost oricine din ăștia. Ne poți da un exemplu? Da, s-a dus odată unul la biserică. Și când au ajuns la biserică, au ajuns exact la ora de rugăciune și s-au rugat fratele care stătea pe bancă lângă el. Și omul ăla nu știu să se roage, numai, Doamne, milă de mine păcătosul. Apoi au venit rândul fratelui, cum îl chema, cu fâncepe, fariseu, să se roage. Și fratele fariseu au zis, domne, îți mulțumesc că m-ai adus cu bine la biserică dimineața aceasta. Nu, Doamne, îți mulțumesc că Tu ești cel mare, sfântare și puternic. Nu. Ce a spus fariseu? Doamne, îți mulțumesc că ce? Bine știți rugăciunile. <laughs> <laughs> Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca și vameșul acesta. că sunt mai bun. Că dau zecială. Că mă duc în misiune. Că știu să cânt, că știu să vin la biserică asta, nu venit numai duminica asta, Doamne, eu vin în fiecare duminică, ce tare sunt eu. Rugăciunea ipocritului este o rugăciune în care te uiți la tine și zici, Doamne, îți bine așa cum sunt. <laughs> N-am nici cea mai mică problemă. Vedeți vă la rugăciunea lui Nemia. Nu putea el să vină să spună, el era în capitala Susa, era în, la mare, era, era acolo unde, acolo îți vine să te rogi. Și Doamne, ce, ce mult mai bine binecuvântat, vă place predicați spuneți-mi direct, nu? Semnale de astea, un pic... Suntem în regulă. Despre ce vorbeam? Neemia putea să spună o rugăciune a fariseului foarte ușor, dar uitați-vă cum vine Neemia înaintea lui Dumnezeu. Spune că eu, zice, și casa tatălui meu am păcătuit. Eu, zice Neemia, sunt un om păcătos. Se rugăciunea pocăinței. Când vii înainte lui Dumnezeu și recunoști că practic nu ești bine așa cum ești. Că ești destul de rău așa cum ești. Nemia se uită la ceea ce se întâmplă în jurul lui și uitați-vă cum continuă, uitați-vă ce spune, Te-am supărat, zice, și n-am păzit poruncile tale, legile și orândurile pe care le-ai dat robului tău, Moise. Te-am supărat, zice Nemia. Nu zice, Doamne, ești zi, zi, zi bine așa cum sunt, nu ești bine așa cum ești. Neemia, pentru Nemia era ușor să se uite la zidul dărâmat și să spună. Niște oameni răi au dărmat zidul. Este ușor să te uiți, să arăți cu degetul. Speranța e bună, celelalte biserici sunt rele. Este ușor să te uiți la tine și să spui, eu sunt bun, ceilalți sunt răi. Este ușor să dai vina pe alții. Este cel mai ușor să te complaci în starea în care ești. Dar realitatea este că trăim vremuri în care eu am păcătuit, ca și neemia. Isaia, când se uită la el, spune, vai de mine că sunt un om pierdut. Sunt un om cu buze necurate. Nu sunt bine așa cum sunt, spune Isaia. Daniel, când se roagă, spune la, la un moment dat, în uh, capitolul 9, cu versetul 5, noi am păcătuit. În rugăciune, Daniel își recunoaște păcatul se pocăiește înaintea lui Dumnezeu, am săvârșit nelegiuire, am fost răi, zice Daniel. Am fost răi și îndrădnici, fost încăpățânați, zice Daniel. Ne-am înțepenit grumazul, asta înseamnă, îndrădnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile, tale, exact ca și Neemia. Moise când se roagă pentru popor, se pune între popor și Dumnezeu și mijlocește pentru popor, la fel cum face și Avram când mijlocește pentru Sodoma și Gomora, recunoaște că nu suntem bine așa cum suntem. Frați și surori, prieteni dragi, cei care ne urmăriți online în momentele acestea, Mesajul pe care trebuie să-l aducem în rugăciune înaintea de Dumnezeu este mesajul lui Nemia. Eu am păcătuit. Tu trebuie să recunoști în dimineața aceasta că ești un om păcătos. Eu trebuie să recunosc că sunt un om păcătos și trăim în mijlocul unei lumi la fel de păcătoase. Ne deranjează mirosul de porci care vine din Sunt Andrei, de la nu știu care fermă de porci. Ne deranjează că îi poluat orașul cu miros de la porci, dar îi poluat cu miros de păcat, care miroase mai tare. Dar nu simte nimeni. Înțelegeți? Vremea aceasta în care trăim este o vreme incredibil de grea. Ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru. Săptămâna trecută vă spuneam că a avut loc parada uh, gay în București, parada homosexualilor. Au ieșit pe stradă, nu se rușinează să-și declare ceea ce ei numesc iubire și de fapt este perversiune. În toată lumea au ieșit afară. Doar că în Statele Unite au fost mult mai mulți, au fost mii de oameni, pentru că au ieșit biserici întregi care și-au anulat programele și au ieșit la parada gay ca să susțină homosexualitatea. Dragilor vorbim despre biserici. Vorbim despre cei care spun că sunt oamenii lui Dumnezeu. Noi am păcătuit. În clasa întâi se învață e, 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 introdus în abecedar. În programa școlară să învățăm pe copii cum să facă sex. În clasa a învățăm despre homosexualitate. Ca să fie la curent. acesta este contextul în care trăim. Ca și Neemia, nu putem, ca și biserică, decât să venim înainte lui Dumnezeu să spunem, Doamne, trăim într-o lume nebună. Și biserica tace. Și biserica se complace. Și trăim în aceste vremuri în care ne, ne, ne prefacem că de fapt nu se întâmplă nimic. Săptămâna trecută. Un, un bărbat din America care spune că este în facultatea în, 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 în de facultăților mentale s-a căsătorit cu telefonul. Nu râdeți. Trebuie să plângem, omul, zice că e nebun, nu e nebun. Nebun a fost preotul care l-a cununat. A fost pe site-ul de știri. Este o știre că se poate de reală. Mergeți acasă și nu, nu căutați așa ceva. Nu căutați mizerile astea. Dar credeți-mă că este adevărat. Omul s-a căsătorit cu telefonul în Las Vegas și și-a găsit un preot care l-a cununat. Dragii mei, noi am păcătuit, te-am supărat și n-am păzit poruncile tale. Și lumea aceasta vă spun că nu merge înspre mai bine, ci merge tot mai, mai înspre rău. Zidurile sunt tot mai dărmate și Dumnezeu caută în dimineața aceasta un om care să se ridice și care să stea în spărtură. N-ai vrea să fii tu omul acela. N-ai vrea să fii tu omul care să recunoască că nu suntem bine așa cum suntem că avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de restaurare. Zidurile, Neemia recunoaște că zidurile acestea nu pot fi restaurate. Neemia nu poate să restaureze nimic, doar Dumnezeu poate să restaureze. Omul nu poate să facă nimic, de aceea Neemia spune, dacă mă apuc eu singur de această lucrare, n-am nicio șansă. Ne dorim să vedem oameni mântuiți, ne, ved ne dorim să vedem orașe schimbate, dar, dragii mei, sunt aici în dimineața aceasta să vă spun că fără ajutorul lui Dumnezeu nu avem nicio șansă. Tu ai nevoie de Dumnezeu în dimineața aceasta. Tu ai nevoie să plângi pentru starea în care te găsești. Sunt tineri aici care au nevoie. Tu ai nevoie să renunți, să vii în pocăință, în rugăciune înainte de Dumnezeu să spui Doamne, eu am păcătuit. Doamne, alcoolul. Copii de clasa 8 care fumează, treceam pe lângă malul Crișului și copii care nu puteau fi mai, mai mari de clasa 6-a, 7-a, a se ascundeau și, și, și fumau țigări după țigări, droguri. Noi am păcătuit, aceasta este generația în care tu trăiești, aceasta este generația în care ne vom duce copiii la școală. Și fugim din mijlocul acestor oameni, vrem să fugim din mijlocul acestor comunități. Cum să ne ducem copiii într-o școală cât mai creștină, cât mai bună, mediu cât mai bun? Întrebarea poate ar trebui să fie cum să ne pocăim cât mai mult în așa fel încât să fim sare și lumină în lumea aceasta nebună. Asta își dorește Nemia. El nu vrea să fugă de ziduri, el nu vrea să pună o prelată peste ziduri să nu se mai vadă. Nu vrea să le acopere, el vrea să le restaureze, dar spune, Doamne, numai Tu poți să restaurare. Nu se roagă degeaba, pentru că următorul lucru care îl face, următoarea diferență între o rugăciune degeaba și o rugăciune adevărată, este cuvânt versus cuvinte. Ce vrei să spui, Cristi? Cuvânt. Este cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă ce se roagă Neemia, spune, Doamne, aduți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului tău Moise să le spună. Rugăciunea adevărată, dragii mei, nu este o rugăciune plină de cuvinte. Rugăciunea adevărată este o rugăciune plină de cuvânt. Înțelegeți? Este plină de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Neemia spune, Doamne, Tu ai spus, zice, ai zis, când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare și, Doamne, noi am crezut că e zbancuri, am crezut că e o glumă. Dar vreau să vă întreb ceva în dimineața aceasta. De unde știa Neemia atât de bine cuvântul lui Dumnezeu? De unde credeți că știa? De unde știa Neemia ce a spus Moise? Că să, sunt cuvintele pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise. De unde credeți că le știa? Pentru că ce a făcut? Le-a citit, nu? Nu, nu și-a lăsat Biblia acasă pe raf, să... avea legea, primele cinci cărți din Biblie probabil, nu le-a lăsat acolo undeva să se pune praful. Omul acesta citea cuvântul lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, Neemia lua în serios cuvântul lui Dumnezeu. El n-a spus, bă, astăzi bancuri, e o glumă. Mulți dintre voi credeți că această carte este doar o carte de povești. Mulți dintre voi credeți că e doar o glumă. Mulți dintre voi crezi că doar lucruri spuse așa la, la întâmplare? Neemia a știut că este adevărat și spune, Doamne, tu ai spus când vei păcătui, vă voi risipi și suntem risipiți, Doamne. Și nu este o coincidență, dar zice, dacă vă veți întoarce la mine, tu ai promis, Doamne, că dacă ne vom întoarce, dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci, chiar dacă veți fi izgoniți la marginea cea mai îndepărtată a celor de acolo, vă voi aduna și vă voi aduce iarăși. Neemia, dragii mei, se roagă cuvântul lui Dumnezeu. Mulți dintre voi vă opriți în primele două minute după ce începe să vă rugați pentru că nu mai știți ce să vă rugați, pentru că nu citiți cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei să ai o viață de rugăciune intensă, începe să citești cuvântul lui Dumnezeu și roagă-te cuvântul lui Dumnezeu. Nu te mai ruga cuvintele tale, nu te mai ruga ideile tale, Mulți dintre noi venim înainte lui Dumnezeu și suntem mari experți. Când avem nevoie de Dumnezeu, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, tu mă voi proslăvi. Și îi bine să-L chem pe Dumnezeu în ziua necazului, dar nu doar în ziua necazului. Cheamă-L pe Dumnezeu zi și noapte. Dragul meu, citește cuvântul lui Dumnezeu zi și noapte. Începe de săptămâna aceasta. Începe și citește câte un verset. Nu citi zece, citește unul pe zi și lasă să ți se facă foame după Dumnezeu. Și apoi roagă-te, ce să mă rog, Cristi, roagă-te cuvântul lui Dumnezeu. Că promisiunile lui Dumnezeu, spune Biblia, sunt da și amin. Și dacă Dumnezeu a promis ceva în cuvântul lui, Dumnezeu va duce la îndeplinire Dumnezeu. Dumnezeu nu-și uită promisiunile, dar nici Neemia nu le-a uitat, el și le-a amintit pentru că le-a citit. Și a zis, Doamne, n-ai spus Tu lucrul acesta? Doamne, nu crezi că ar fi cazul să aduci din nou trezide. Doamne, n-ai vrea noi doi să ne apucăm din nou la treabă? Doamne, nu vrei să luăm din nou cărămizile și să le punem împreună, să începem reconstrucția? Doamne, am nevoie de ajutorul Tău, dar mi-ai promis că vei fi cu mine. Ce să spun în dimineața aceasta? Decât Că Biblia este adevărată. Începe să o citești pentru tine. Începe să o crezi, începe să o trăiești, începe să te rogi Biblia. Vorbește cu Dumnezeu, du-i aminte, citește și spune, Doamne, uite ce am citit. Vreau să se întâmple lucrul acesta, Doamne, și în viața mea. Am, săptămâna trecută am stat de vorbă cu un frate, o, e proaspăt membru în biserica noastră, și ne povesti, zice, măi, zice, Dumnezeu ne-a deschis mie și la soția mea, zice, ne-a deschis inima, zice, pentru misiunea din Ucraina, se duc în satele alea de români, unde sunt copiii sărași care n-au nici măcar cu ce să se încalță zice, sunt acolo copii care se duc la școală cu jumătate de papuc. Zice, de câțiva ani de zile mergem în fiecare lună, În luna septembrie și încălțăm copiii de acolo, cum putem, cu resursele pe care le avem, un om obișnuit, dar entuziasmul lor, așa de mult, ne-a ne captat inima, încât acolo, pe loc, luni seara, când ori veni la comitet să devină membri, ne-am înscris toți din comitet să mergem în misiune în Ucraina. Dar zice, în urmă cu ceva timp, aveam niște aparatură, zice, niște boxe, o stație pe care trebuia să o ducem la o biserică de acolo. Deci, la vamă nu ne, știam că nu o să ne lase să trecem cu asta. Și ce toată săptămâna am stat și m-am stresat și am zis, Doamne, cum să ducem noi boxele astea în Ucraina, cum să, cum să, le punem? Și am tot încercat să găsim relații, oameni care să ne ajute. Și zice, n-am găsit absolut nimic. Și în dimineața în care trebuia să plecăm, ce m-am trezit mai repede, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, zice, boxele astea, zice, boxele tale. Și zice, pentru biserica ta din Ucraina, treciți-le singur pe stăvamă, fără ajutorul meu. Eu le pun în por bagajice și tu treci vama cu ele. Și zice, m-am rugat, m-am suit în mașină și pe drum înspre vama, zice, m-a sunat fratele de la biserica respectivă și mi zice, mă, zice, mare ghinion aveți. E cel mai nasol vameș pe care îl puteați avea la vamă, îi de serviciu chiar acum, astăzi. Și zice, m-am rugat a doua ori și am zis, Doamne, ai auzit ce-o zis fratele? Și, și, asta a fost toată rugăciunea mea. Și am ajuns la vamă, în fața noastră, zice, o mașină, eu controlat, zice, o desfăcut și tapizeria din ușă și în poșetă, eu căuta, zice, și urma rândul nostru. După ce eu controlat pe ei, zice, vameșul o intrat înăuntru, am urmat noi la rând, nici măcar nu mai ieșit afară, ne-am dus prin vamă fără nicio problemă și am dus boxele la biserica din Ucraina. Slavă Domnului, nu? Asta sunt promisiunea lui Dumnezeu. Nici de cum n-am să te las. Dar de asta trebuie să înveți să trăiești o viață de rugăciune, să respiri rugăciune, să te rogi. Să crezi promisiunea lui Dumnezeu. Și ultimul lucru care vi-l spun foarte repede este că o rugăciune care nu e făcută degeaba caută oportunități și nu întotdeauna am lucruri spectaculoase, minuni. Noi întotdeauna ne rugăm când am vrea să vedem minuni. Și ascultați-mă, -mi, eu nu zic că Dumnezeu nu face minuni și astăzi. Tocmai aveam povestit despre una. Dumnezeu a făcut minuni în viața mea. Faptul că sunt astăzi pastor la Biserica Speranța e o minune. Faptul că avem o Biserică Speranța e o minune. Amin. Faptul că... Sunt multe lucruri care Dumnezeu le face. și sunt minuni. Dar, dacă eram noi în locul lui Nemia, veneam cu o rugăciune degeaba. Știți cum, ar... știți cum sună de multe rugăciunile degeaba? Te duci lângă zid și îl vezi, și te duci lângă ruine și vezi că-s dărâmate. Și te pui acolo lângă el și zici, Doamne, Doamne, te rog, repară zidul ăsta. Că dacă tu nu-l repar, nimeni nu-l repară. Am auzit atâtea rugăciuni de genul acesta. Doamne, du-te și vizitează pe oameni din spital, că dacă tu nu te duci, nimeni nu se duce. Și adevărat. Că noi chiar nu ne ducem. Doamne, te rugăm, mântuiește pe oamenii nemântuiți, că dacă tu nu te duci pe la ei să-i mântuiești, nimeni nu se duce să-i cheme la biserică. Și știți de ce ne este teamă de multe ori să ne rugăm? Că în rugăciune, noi în rugăciune avem impresia că noi îl schimbăm pe Dumnezeu, îi schimbăm gândurile, îi schimbăm planurile, îl informăm că suntem beteși, că... Uh, am avut accidente, că așa mai departe, și, Doamne, vezi că acum e acum. Ai, acum ai, acuma. <laughs> Însă, în rugăciune nu noi îl schimbăm pe Dumnezeu și nu noi îl informăm pe Dumnezeu, ci în rugăciune Dumnezeu ne schimbă pe noi. Credeți lucrul acesta? Deci, eu l Dumnezeu instrumentul ăsta care se cheamă rugăciune la dispoziția noastră ca să ne schimbe, ca atunci când te rogi, eu -am, de multe ori mi s-a întâmplat asta. M-am pus și m-am rugat pentru lucruri care n-am vrut să se întâmple. După ce am terminat rugăciunea, Ai. acum trebuie să mă pun la treabă, pentru că Dumnezeu mi-a schimbat mie inima rugăciune. Și asta ne este teamă să ne rugăm dacă Dumnezeu, să ne rugăm pentru ruine, dar dacă Dumnezeu ne trimite pe noi ca să refacem ruinele, ce ne facem? Dar observați că în rugăciune Neemia caută, nu caută minuni, ci el caută oportunități. De aceea spune, dă astăzi izbândă robului tău și fă să capete trecere înaintea omului acestea, înaintea împăratului. Zice Neemia, Doamne, zice, eu am o șansă, una singură, nu mă întâlnesc cu împăratul des, nu stau cu el la cafea în fiecare zi, nu am dreptul să intru la împăratul uh, Artaxexe în fiecare zi. Zice, Doamne, am o singură șansă la dispoziție. Și șansa aceasta, zice, urmează acum, te rog frumos, dă-mi mie această oportunitate. Nu spune, Doamne, Tu clădește zidul Ierusalimului. Nu spune, Doamne, Tu restaurează-l. Spune, folosește-mă pe mine. Doamne, dă-mi mie oportunitatea aceasta. Dă-mi mie, Doamne, șansa aceasta. Sunt în slujba regelui, Doamne. Sunt aici, am această oportunitate. El s-a rugat pentru acest prilej. Dacă am încetat să-i mai cerem lui Dumnezeu lucruri care sunt nerealizabile, nu în sensul în care să nu mai cerem lucruri mari, dar lucruri care le cerem în rugăciune doar ca să bifăm că ne-am făcut datoria și dacă i-am cer lui Dumnezeu oportunități pentru fiecare dintre noi. Asta este diferența între vizionar și visător, la urma urmei. Pentru că visătorii visează ca lucrurile să fie altfel Vizionarii când se roagă, se roagă ca Dumnezeu să-i folosească pe ei Să facă ca lucrurile să fie altfel Înțelegeți? Omul acesta s-a rugat pentru oportunitate, s-a rugat pentru prilej Între el și împlinirea acestei viziuni stătea împăratul Și Doamne folosește-mă pe mine nu te mai ruga doar, Doamne, să dește un caracter bun în viața copiilor mei. Roagă-te, Doamne, oferă un prilej ca să modelez caracterul din viața copiilor mei. Nu te mai ruga doar, Doamne, mântuiește oameni. Roagă-te, Doamne, oferă prilejul să vestesc Evanghelia oamenilor nemântuiți. Înțelegeți care este diferența? Neemia nu se roagă din exterior, nu stă deoparte. Nu se roagă și stă deoparte, ci Neemia se implică nu merge doar și se așează și stă aici peste ziduri, peste, peste ruine și spune, Doamne, gata, m-am rugat și mi-am făcut datoria și de aici încolo nu se mai întâmplă nimic. Cine e spune, Doamne, vreau să mă închin, istoria aceasta este, este, atât, de, este atât de tristă. Poporul este în rușine. Poporul este în ruine, poporul este în nenorocire, poporul este în ocară, oamenii sunt păcătoși, oamenii sunt indiferenți, Doamne, trebuie să înceapă schimbarea aceasta cuva, cumva, Doamne, fă ca această schimbare să înceapă cu mine. Dă-mi o oportunitate. Dacă ne-am rugat fiecare dintre noi pentru oportunități, dacă ai începe în dimineața aceasta să te rogi pentru oportunități, dacă ai începe să te închini cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, zidurile sunt dărâmate. Nu am, nu mai am timp să vă vorbesc, o să închei aici, cea că nu mai am timp să vă spun cât, cât de dărâmate sunt zidurile. Iar Dumnezeu caută un om ca să stea în spărtură. Spune Neemia, pe atunci eram paharnicul împăratului, mi se pare semnificativ acest detaliu. Pe atunci nu era nici student la teologie, nu era nici pastor, nu era nici preot, nu era nici nu știu ce altă. Avea, zice, pe atunci eram paharnicul împăratului și eram un om obișnuit. Pe atunci, zice, ne mi eram ca și voi. Pe atunci eram un simplu om, a cărui inima a fost mișcată. Pe atunci eram paharnicul împăratului, dar totuși eram un închinător. De aceea am avut această oportunitate. Dragii mei, eu o să vă repet în fiecare duminică, Dumnezeu ne oferă aceste oportunități nouă astăzi. Este șansa noastră. Este șansa acestei generații, este șansa acestei biserici Să facem ceva semnificativ pentru Oradea Să facem ceva semnificativ pentru România Dar haideți, haideți în dimineața aceasta Vă chem să mergem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu O, oh, al rugăciunii dulce ceas Haideți, vă chem în dimineața aceasta Te chem pe tine Să vin împreună cu mine roagă ca Dumnezeu să-ți miște inima Haideți să mărturisim lui Dumnezeu păcatele noastre Mărturisește în rugăciune păcatul tău, spune: Doamne, am păcătuit. Te chem la crucea lui Isus Hristos. Acolo s-a dus și Nemia, dar s-a dus în genunchi. S-a dus plângând, s-a dus cu inima frântă. S-a dus, nu s-a dus indiferent, ci s-a dus la cruce și s-a așezat în genunchi și când s-a uitat în sus, a văzut pe Hristos stând pe cruce murind pentru păcatul lui, murind pentru păcatul poporului. Te chem la cruce în dimineața aceasta, pentru că acolo mai ai o singură șansă să spui, Doamne, sunt un om păcătos, vai de mine, suntem oameni răi. Dar, Doamne, ne pocăim. Ne pocăim în dimineața aceasta ca și biserică. Noi am păcătuit, speranța, BBS-ul a păcătuit. Eu am păcătuit. Țara aceasta e o țară păcătoasă. Locuim în mijlocul unui popor păcătos. Să nu mai spunem că suntem creștini, că suntem oameni păcătoși. Avem nevoie ca Dumnezeu să se atingă de noi și să ne sfințească. Avem nevoie ca Dumnezeu să schimbe mințile noastre poluate de păcat. Avem nevoie ca Dumnezeu să schimbe aerul pe care îl respirăm. Pentru că este aer păcătos. Avem nevoie de o nouă viziune, avem nevoie ca Dumnezeu să deschidă din nou cerul peste noi, peste casele noastre. Dacă Dumnezeu nu deschide cerul peste biserică, dacă Dumnezeu nu deschide cerul peste familie, totul este în zadar. Dacă Dumnezeu nu deschide cerul peste tine în dimineața aceasta, o, te rog, nu te grăbi înaintea lui Dumnezeu. Te rog din toată inima, nu te grăbi cu Dumnezeu. Nu, nu te uita și spune, Doamne, hai, hai, re, rapid! Rapid, Doamne, că se scurge timpul și vin înaintea Lui și spune, da, Doamne, vreau să respir cuvântul Tău, vreau să mă rog, Doamne, cuvântul Tău, vreau să mă rog, Doamne, cuvântul care spune, iar aceluia ce prin puterea care lucrează în voi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, roagă aceste cuvinte. Vreau să mă rog cuvântul care spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Vreau să mă rog cuvântul care spune, Cum dorește un cer, bizboarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu, ca, ca, ca într-un pământ uscat, ca într-o lume uscată, așa, și așa de uscată lumea aceasta, și așa, așa, de uscate bisericile noastre, să așa de uscate programele noastre, să așa de uscate rugăciunile, să așa, așa de uscate predicile. Doamne, însetăm după Tine în dimineața aceasta. Însetăm după Duhul Tău cel Sfânt Vreau să mă rog în dimineața aceasta Cuvântul care spune O, oh, de ai despica cerurile De-ai deschide cerurile și te-ai din slavă Ar cunoaște atunci Neamurile numele Tău cel Sfânt. Vreau să mă rog cuvântul care spune, iată, sunt gata să fac ceva nou, să, e gata, gata să se întâmple, să nu cunoașteți voi oare. Vreau să mă rog cuvântul care îmi spune, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. roagă în dimineața aceasta, roagă te cuvântul lui Dumnezeu. Nu te mai ruga cuvintele tale. Și spune, Doamne, deschide-mi inima. «Inima mia rece, deschido, Dumnezeule!»